toată vadba. Ascund-o-l la deci păcile, să dupac necăzilele. Vine poliția, îmi ia toată vadba. Ascund-o-l la deci păcile, să nu fac necăzilele. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Subiectul Zilei la TV Buzău. Da, am început această emisiune cu acele imagini pe care le-ați urmărit și dumneavoastră cei de acasă. Dacă ne-am fi aflat în altă țară, din Uniunea Europeană, cu siguranță până la momentul acesta s-ar fi întâmplat ceva. Pentru că vorbim de protestele polițiștilor de 8 luni de zile, vorbim de lipsa resursei umane în instituțiile polițienești din întreaga țară și una peste alta, în ultima perioadă, auzim de un val al pensionărilor în poliție. Mulți dintre cadrele, dintre polițiștii din Buzău, din Vrancea, din București, din întreaga țară, stau și se întreabă: bun, pensionăm pe bandă rulantă personalul din inspectoratele județene de poliție, însă cu ce înlocuim acest personal, acești pensionari? Pentru că la momentul acesta vorbim de un deficit de 25%. 25% în România lui 2021, sub conducerea ministrului Bode, eu aș numi o era ministrului Bode, pentru că de ună zi urmăream la posturile naționale acele decorări, acele premieri ale pompierilor întorși din Grecia. Pe această cale îi felicităm, însă în momentul în care am urmărit declarațiile ministrului Bode, care ar fi spus că vom mai aduce din sursă externă pompieri, vom mai angaja în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență, vom mai aduce personal, vom dota cu aparatură, cu mașini, cu tot ceea ce este necesar, vom dota toate inspectoratele, da? Tot ceea ce ține de zona ISU, pompieri, stai și te întrebi. Oare cu polițiștii ce se va întâmpla? Pentru că vorbim de nemulțumirile polițiștilor de ani buni de zile, pentru că vorbim de lipsa resursei umane, pentru că vorbim de salarii de nimic, pentru că vorbim de polițist care la orice oră, din zi și din noapte, poate fi chemat la instituția poliției, însă una peste alta, doamnelor și domnilor, aceste ore pe care polițiștii le fac în folosul comunității pentru siguranța și liniștea cetățenilor, la momentul acesta nu sunt plătite. În această seară vom discuta despre situația de la posturile de poliție, pentru că vorbim de stat al Uniunii Europene și pentru că vorbim la momentul acesta de, nu știu, dorințele, speranțele polițiștilor de a beneficia de salarii mult mai bune. Însă, toate sunt în așteptare și stai și te întrebi, de ani buni de zile, când se va reglementa această problemă a polițiștilor? Pentru că urmărim pe la posturile naționale polițist bătut, polițist ultragiat, vedem cum derbedeii se iau de gât cu polițistul pe stradă, chiar de ună zi colegii noștri de la TV Buzău au asistat la o astfel de situație în Buzău, în zona unui hipermarket, da? Polițistul completa acel proces verbal pentru un transportator care ducea ilegal persoane cu microbuzul respectiv, însă bombardierul respectiv a venit și nu i-a convenit lui că polițistul întocmește acel proces verbal. Mai una peste alta l-ar fi luat la bătaie și pe colegul nostru, dar și pe polițist. Vorbim de România lui 2021. Aici s-a ajuns la acest moment. Mai aveți încredere în instituția poliției, doamnelor și domnilor? Mai au aceeași întâietate și același cuvânt de spus polițiștii la momentul acesta? Pentru că tot auzim despre încadrări din sursă externă. Și stai și te întrebi, cine te apără? Fătuca, care până de ună zi a vândut în nu știu ce bar la colțul străzii și a fost încadrată în poliție? Stai și te întrebi, când vei mai avea încredere în polițist că are dotarea necesară, că are, nu știu, echipamentul necesar, că are tot ceea ce este atât de necesar omului legii, așa cum vedeam noi pe timpuri și așa cum vedem noi în alte state ale Uniunii Europene, acolo unde polițistul nu stă la discuții cu bombardierul, cu infractorul, da? Nu te-ai conformat, au tras în tine și au văzut mai departe de treaba lor polițiștii.
când vom avea un statut al polițistului așa cum trebuie. În această seară aștept telefoanele dumneavoastră ale telespectatorilor. În această seară o să urmărim și știrile colegilor noștri de la buletinul de știri de la TV Buzău. În această seară vom stabili legături telefonice chiar cu colegul nostru care s-a aflat în mijlocul evenimentelor săptămâna trecută, atunci când a avut loc acel incident despre care vă povestesc cu Adrian Meteleanu. Și tot în această seară vom încerca să stabilim legătura telefonică și cu domnul Cosmin Andreica, președintele Europol, pentru a afla cum stau lucrurile la momentul acesta și ce modificări se întrevăd. Însă, până una alta, haide să prezentăm invitații din această seară. Este vorba despre fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, mai exact comisar șef Marin Ion. Bună seara, domnule comisar șef, mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Cu plăcere. Și tot în această seară ni s-a alăturat reprezentantul polițiștilor buzoieni, mai exact președintele SNPPC Buzău, este vorba despre domnul Vasile Biță. Mulțumesc, domnule Biță, pentru prezența la noi în studio. Aș vrea să încep în această seară această emisiune cu dumneavoastră, domnule comisar șef. Ați fost la cârma Inspectoratului Județean de Poliție ani buni. Dumneavoastră aveți o experiență în poliție de peste 30 de ani de zile, aș zice o viață de om. Vă place ce vedeți la momentul acesta, domnule comisar șef? Vă place cum sunt tratați colegii dumneavoastră la momentul acesta? Nu place ce văd, pentru că oamenii ăștia, până la urmă, marea majoritate a lor, au venit animați de gândul să facă o muncă de poliție așa cum scrie la lege, așa cum e normal să fie într-un stat civilizat, pentru că avem pretenția că suntem civilizați. Honoré de Balzac a spus, un stat civilizat nu poate exista fără poliție. Este un adevăr, până la urmă și o axiomă, dacă stau să mă gândesc bine, care se regăsește în toate statele Uniunii Europene, mai puțin la noi. Și apropo de ce povestează dumneavoastră înainte, spuneați despre bombardieri și tot felul de infractori, mă rog, suspecți, hai să le zicem cu terminologia folosită acum, când ies din România sunt mielușei pe drumuri. I-am văzut, pentru că am avut ocazia să ies de destule ori și să respectă legea ad literam acolo. Bine, sunt și grupări care acționează cum acționează și aici, dar eu mă refer la tipul de comportament pe care trebuie să-l ai zi de zi și în raport cu ceilalți. Din ce în ce mai mult poliția română a fost destabilizată și aici nu mă sfie să spun că vinovăția îi aparține în totalitate clasei politice. Pentru că îmi amintesc într-un schimb de experiență cu un șef de unitate de poliție din Germania, similară cu Buzău, ne-a spus, în Germania poliția este garant politic și ne-am uitat așa, adică cum, zice, nu ca la voi. Garant politic în alt sens. Cei care sunt la conducerea țării, care câștigă legile, că rămân în continuare să schimbă treaba lor, au grijă de poliție. De ce? Să aibă tot ce-i trebuie, să aibă un cadru legislativ adecvat, să aibă autoritatea legii de partea lor și să-și facă treaba, pentru că, așa cum spunea, nemții sunt iubitori de liniște. Și rolul poliției este nu să fie acuzată din 4 în 4 ani că se implică în chestiuni electorale. Și o să demontez mitul ăsta, pentru că eu am trăit fenomenele astea și am spus-o și o spun. Am fost determinat să ies la pensie tocmai datorită faptului că n-am ascultat nicio comandă politică. Păi am fost căpos din punctul ăsta de vedere. Exact, lor le trebuie persoană ușor de manipulat. Pentru că poliția română nu este agent electoral. Eu am curaj să spun că din întreg efectiv, hai să zici că 1% îi pune șarsailă să greșească, să-și mai dea cu părerea pe aici, pe acolo, mai mult decât trebuie și să-i dea o tentă oficială, ca să zic așa. Dar în rest, polițistul nu are nicio treabă, pentru că ei asigură paza la secțiile de votare, intră în secție numai la solicitarea președintelui de secție, și au grijă să nu fie încălcată legea, după care transportul buletinilor de vot, procesele verbale, este asigurat și de poliție până ajunge la locul de colectare și la revedere, pe urmă, și intră în rol jandarmeria. Domn comisar, astea sunt motive, domn comisar, dar că asta e problemă veche. Pentru politicienii noștri, poliția este un țap ispășitor
care este la îndemâna oricui să fie denigrat, să fie, să arunce cu noroi, să fie beștelit. Și mă uitam că se pune mare accent, că și asta cred că tot un fel de comandă este, aici n-am de unde să știu. Se întâmplă, face, uite, unul câte o prostie și este prezentată atât de virulent, că se creează impresia că tot aparatul polițienesc este format de oameni din ăștia care n-au niciun fel de respect pentru moralitate, lege, ordine. Păi vedeți, domnul comisar, în momentul în care oamenii, domnul Biță, urmăresc astfel de știri în care polițistul a luat șpagă, polițistul a fost prins că a încălcat legislația, vă dați seama că în mintea oamenilor circulă N și N semne ale întrebării. Domnul Biță, chiar dumneavoastră zilele trecute ne spuneați nouă și colegilor de la știri, în momentul în care ați fost întrebat, domnul Biță, cum vi se pare situația din acest moment în care polițistului i s-a luat cu forța procesul verbal în timp ce încerca să-l completeze? Nu mai există pic de rușine, pic de respect față de polițist. Dumneavoastră, la momentul respectiv, a spus următorul lucru și n-am să uit, domnul Biță. Doamnă, atâta timp cât politicienii nu ne respectă, nici oamenii nu ne respectă. Da, da, voi completa și nu e prima dată când spun acest lucru la dumneavoastră. Atâta timp cât nu se dorește, atâta timp cât vrea ca imaginea poliției să fie șifonată, asta va fi. Dar să știți și vă repet că nu toată lumea văd acest lucru. Majoritatea cetățenilor care au avut probleme și care au avut de-a face cu poliția au văzut că, exact cum a zis domnul comandant, dar nu 99, a zice 99,99 și fac datoria așa cum scrie la lege, cu, să zic eu, operativitate, pentru că asta e diferența între România și celelalte țări. Dacă acolo lucrurile, cel puțin la imagine, la legislație, la dotare, este de 100%, la noi este invers proporțională, dar poliția română, vă spun eu, cel puțin la autori necunoscuți, avem cel mai mare procent din Uniunea Europeană, avem polițiști încă, zic încă, bine pregătiți, pentru că, vedeți dumneavoastră, cu timpul, rămânând mai puțin profesioniști și nemai având cine să învețe meserie pe ceilalți, nu mai avem aceeași operativitate, eficiență. Dar, repet, când noi ca și cetățeni, mergem după fenta politicienilor, pentru că ei asta au dorit și asta doresc în continuare, atât timp cât noi nu suntem mulțumiți de politica lor, pentru că politica lor nu afectează doar poliția, afectează comunitatea, afectează siguranța cetățeanului. Vedeți dumneavoastră, cel mai bun exemplu... Vedem infractorii, suspecții, bombardierii, că nu se mai tem de polițiști, păi domnul să Biță, mai te... domnul cum comisar? Să se mai teamă când am avut... ăsta a fost un mizilic, pentru că la el, de fapt, nici nu s-a... a fost doar o sancțiune. Deci m-am informat, am văzut când m-a sunat colegul dumneavoastră, nu știam despre ce e vorba. Acest individ a încălcat legea rutieră, pe lângă legea rutieră a mai luat și sancțiune la legea 61, întrucât după ce i-a smuls colegului, dar nu i-a smuls, i-a luat după bancheta din dreapta, s-a dus pe partea cealaltă și le-a luat. Dacă tu pensai, după care șef, să fac lucrul ăsta, a înjurat și a amenințat colegii dumneavoastră că de ce își permiteau să-l filmeze când a făcut aceste lucruri. Problema este că tupeul poate să-l exact aibă. Ce a spus dumneavoastră. Dar în alte țări, n-are la îndemână, nu că nu poate, n-are la îndemână scutul legii, ca să-i zic așa, care să-i permită să riposteze așa cum trebuie. Pentru că dacă ne uităm, că sunt de la filme artistice, la documentare, la tot felul de reportaje, în Occident, prima măsură care să ia este încătușarea. Nu la noi, stai să te uiți la el, să-l întrebi dacă îi se pupă poza de buletin, cu ce e pe teren. Îi atrage atenția cu frumosul să stea. Păi dacă stăm să ne rugăm de ei, nu vom mai avea niciodată ordine și liniște și oamenii de bună credință vor avea de suferit în partea unor așa zisi teribiliști din ăștia, care... au clonțul puternic, dacă au mai fost și pe la sală și au creionat puțin muști ca să facă impresie, mai pune și un tatuaj, gata, deja ești bau-bau. Dar atâta timp cât polițistul nu poate să intervină, pentru că scrie la lege, dar scrie foarte puțin. În Statele Unite, de exemplu, bine, e alt sistem, e altă organizare, au manualul polițistului, care este validat în Congres, are putere de lege. Deci mi-ai dat legea poliției, mi-ai dat statutul
polițistului, funcționarului public, polițist. E așa greu să îmbunătățim legislația în acest domeniu, domnul comisar șef? Vino cu norme de aplicare cu putere de lege, în care să spui da, îl încătușez imediat. Păi cum adică eu îl alerg cu mașina, trag cu arma după el, reușesc să-l imobilizez și pe urmă îl rog frumos să stea cu mâini la spate și să vedem dacă corespund astea. Păi care-i prima măsură? L-ai pus pe burtă, l-ai legat și pe urmă stăm de vorbă. Că asta e autoritatea poliției și nu e valabilă pentru toată lumea, că oamenii care își văd treaba lor n-au nicio chestie. Ce dacă? Din contră, trebuie să simtă în siguranță când văd polițistul. Nu să stea, zice, să vedem, mai poate ne distrăm un pic. Îi mai dă lui ăsta șapca pe jos, îl mai înjură, mai fac chestii de genul ăsta, pentru că la nivelul ăsta de civilizație am ajuns. Dacă ați fi fost la momentul ăsta inspector șef la IPJ Buzău, de unde ați fi pornit cu schimbările? Ce vă nemulțumește la momentul ăsta cel mai mult la Inspectoratul Județean de Poliție Buzău? Pentru că vorbim de politizare și am văzut toate instituțiile de la un capăt la altul sunt politizate. Și dacă ar fi oameni capabili numiți în funcțiile astea, dar știm și noi cam cum au fost ocupate funcțiile și habarniși toți. În 2012, cu 4 luni înainte să plec, datorită rezultatelor necorespunzătoare pe la Poliția Municipiului, am schimbat tot ce a semnat ofițer cu funcție de comandă, cu o singură excepție, pentru că omul aș făcea treaba. Că veneau și spuneau că ei sunt de vină. Nu, voi sunteți de vină, că nu-i coordonați. Trebuie să-i cer, să-i știi capacitatea de muncă, să știi ce știe să facă. Păi de-aia ești pus șef acolo, pentru ce ești pus? Să faci poze, să dai bine pe astea? Nu. I-am chemat și am scăpat rapid, adică într-o zi am rezolvat problema. Adică la modul ăsta trebuie discutat cu cei care nu se implică, dar la momentul actual este foarte greu de luat o decizie din asta radicală, pentru că o știm cu toții, politizarea asta până la nivel de poartă, dacă e să-i zic așa, exact cum e cu taraba din piață, nu aduce nimic bun pentru nimeni. Oamenii pierd siguranța aia pe care reușit să nu s-o câștige, pentru că la un moment dat se tot cereau din partea Uniunii Europene și organismele noastre erau implicate în toată chestia asta, hai să reducem accidente, să facem, adică era o emulație, dar nici atunci, că era multă gargară. Cu mulți adunați la câte un prezidiu de ăla și îi vedeai încruntați acolo, ziceai că mușcă din camerele care îi filmează și pe urmă rămânea tot poliția și la final venea și de la drumuri naționale și de la autostrăzi, iar acolo și prezenta poliția câte permise a luat, câte taloane, câte alea. Și meritul lui care se mai trezea câte unul, am pus noi pe undeva ce niște benzi rezonatoare, dacă le puneau și pe alea. În rest, uitați-vă, infrastructura este cum este. Circul ăla care l-am văzut pe autostrada Soarelui, s-au întors, s-au mers pe contrasens fără niciun fel de jenă, ce s-a avut dreptate... scuze, acel cetățean român care a venit în Germania și a spus că pe șosele din România e vestul sălbatic. A mers pe litoral și a văzut ce este. Domn comisar, pe șoseaua, pe E85, accidente unul după altul. Da. În fiecare păi săptămână accidente, de ce completăm oameni buni. Și accidente... Este drumul cel mai circulat din România. La atâta tranzit, vă dați seama, era normal ca să avem măcar 2 benzi. Noi ne lăudăm că avem 2 benzi, dar de fapt avem o bandă și jumătate. Da. Și foarte mulți, când a fost proiectat acest drum, erau daciile și ziceți, Mozbici, Aro, Lada, Volkswagen, Lada și deci se mergea cu 70, puternice. 80, 90, cine mergea cu 100 era... Păi și nu trebuie limuzină. Umbrate la zona asta? Și se lucrează păi foarte se lucrează, dar știți când vom avea și noi o autostradă în zona asta? Peste vreo 30 de ani, nu știu dacă noi mai o apucăm. Ne ajută autostrada? Ajută. Ne ajută, o să ne normal, ajute mult? În drum spre redacție ascultam o știre potrivit căreia pentru drumul expres Craiova-Pitești, pentru ultimii 30 de kilometri, mă rog, nu știu ce puncte, au fost alocate fondurile necesare și am spus că în 3 ani de zile vor fi terminați. 30 de kilometri. În 3 ani. Ce să mai vorbim? Adică ne uităm în Buzău, că păi poate să mă înjure cine exemplu. Vrea. Mergeți pe drumul spre Lopătari. E groaznic, cu semafoare. Păi tu asfaltezi, pe urmă te-a pus să faci poduri. Este o bătaie de joc. Iau pe drumul spre
Robească. Robească sau Lobătar? Este da. DG203K. Vorbim de drumuri, dar hai să vorbim, domniță. Vorbim de posturile de poliție fără veceu. Este același lucru. Curții. Nu, este același a? Lucru ca și la drumuri. Haideți să vorbim de posturile de poliție, doamne, cu doi oameni la post în deci loc de înțeles. Șase. Păi haideți. Ați înțeles, este același lucru, pentru că totul afectează nu munca polițistului, afectează comunitatea. Da. Pentru că vă spun ceva, v-am mai povestit, când cineva a intrat într-o secție de poliție și a zis, că domnule, nu mă așteptam ca în 2020, era vorba de anul trecut, să arate așa o secție de poliție. Și a zis, îmi pare rău, cred că nici la WC-urile, cum erau alea publice înainte de Revoluție, nu era atât de rău. Am fost în două secții de poliție la București, unde persistă mucegaiul, oamenii ăia, cu siguranță, undeva la 40-45 de ani, vor avea probleme. Vor avea mari probleme cu plămânii, pentru că nu se dorește. Suntem, v-am zis, în anii ăștia, când în alte țări sunt standarde foarte ridicate, iar la noi, la postul de poliție, v-am zis, nu există... Mai avem de așteptat vreo 30 de ani. Se taie lemne de către polițist, el face focul, el repara acoperișul, el face absolut tot. Nu există. Știți care e partea proastă? Și tot el face și munca lui, nu? Făcând ceea ce a spus Vasile, Doamne ferește de un accident, este considerat accident de muncă și vedeți anchete peste anchete, pierzi o grămadă și tot timp. Și polițistul e vinovat. Normal, da, nu? Păi dar de multe ori polițistul... Păi dacă polițistul ăla a crescut în oraș, n-a avut posibilitatea să meargă la țară, să taie lemne, să vadă cum e, că asta este, n-a avut, nu. Păi eu îl oblig acum, dacă l-am trimis la post de poliție, să-și taie picioarele, să-și pargă deci capul. Deci vorbim de România lui 2021, asta... țara Uniunii Europene, oameni buni, România lucrului bine făcut. Lucrului bine făcut, și a României educate. România e educată, da, domnul Biță? Și mai avem, sunt multe, da, mai sunt avem multe vreo care... 2 ani până la final de mandat, cine știe ce ne urmai... Din păcate, de la Revoluție încoace, n-am progresat. Eu zic că am regresat. Adică partea... eu când am venit în sistemul ăsta... Am venit, vă spun, eu eram un copil, exact cum zicea domnul comandant. Ați venit cu chef de muncă. Crescut, nu, da. Crescut la țară, care a făcut sport. Ei, vreau să vă spun că era, în primul rând, eu fiind cunoscut ca fotbalist, eram foarte respectat, în primul rând, pentru treaba aia. Dar eram și polițist. V-am zis, lucrurile mergeau încă bine, datorită faptului că cetățeanul le ascultați. Cine vă mai respectă acum? Deci cetățeanul era teamă de polițist și respecta poliția, legea era lege, legea 61, care o tot blamăm, dar care și-au bătut joc politicienii de ea, da. Era singura lege din România prin care se făcea ordine în câteva ore. Adică vă dau un exemplu, un astfel de individ în 2 ore era... condamnat de către instanță. Eu sunt da. Sigură că așa se întâmpla. Luăm un telespectator, avem un telespectator pe fir. Bună seara, ne auziți? Alo. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamna Mirela. Bună seara, vă ascultăm. Invitațiilor dumneavoastră. Stăteam aici și mă uitam la dumneavoastră. Ia spuneți. La poșta Călnău să veniți WC-ul. La poșta Călnău. Spuneți. Eu l-am văzut. De poliție, că dacă nu râdi și găinile. Da, din păcate, tocmai asta spuneam, pentru mai că... La postul de poliție. Spuneți-mi care e situația la postul de poliție de la Poșta Călnău și cum se descurcă acei polițiști de la postul de poliție. Cât de greu le este? Mă auziți, doamnă? Vă aud. Doamnă, pisoția a fost agresată pe stradă de un individ la vreo 3 case. A scos capul pe geam și spune la soții, fă-i roșcat-o și a oprit mașina, m-am dus la poliție... Ce să-mi zică poliția? Păi, hai să faci plângere și o rezolv. N-a rezolvat nimic. La vreo 3 zile s-a întâmplat iar. Și acum mai caut de o săptămână, nu mai dau de ei. Pe poliții jums nu-i mai găsiți? Nu mai dau de ei deloc. E închis acolo, e la cât pus nimic. Dar câți poliții sunt la postul de poliție de la Poșta Călnău? Păi, întrebați... Nu, dumneavoastră, întrebați, nu știți, domnul, fiind în dumneavoastră, zona. Că a fost șef de post. Da. Ce spuneți? Mă auziți? Da, doamnă, spuneți. Vă rog să dați televizorul mai încet, să ne înțelegem în telefon. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. La momentul acesta, aveți încredere în instituția poliției? Cum vedeți dumneavoastră poliția la acest moment? Nu, pentru că sunt în legătură. În legătură cu ce? Sunt în legătură și să știi unul pe altul.
îl sună, ai rezolvat treaba. Și n-am putut. Ei, lasă-l așa, taci din gură. Știi, ei știi între ei ce face. Mulțumim pentru intervenția din această seară. O se seară pare că plăcute. Domnul de la Poșta Călnău a avut mici da, incidente. Deci sunt foarte mulți oameni nemulțumiți. Din păcate, deficitul a dus la situația asta. Deficitul Comuna de personal, Poșta Călnău, când eu lucram la Vadul Pașii, eram vecin, era dotată undeva la 4-5 polițiști. La ora actuală sunt doar 3 polițiști, în condițiile în care populația a crescut, în condițiile în care situația operativă este mult mai ridicată față de acum 27 de ani, când vorbesc eu de situația asta. Iar marea problemă este că polițiștii lucrează în ture. În condițiile în care unul dintre cei 3 ar fi în concediu, vă dați seama că cei 2 există riscul să nu prea treacă o săptămână pe la postul de poliție. Ce deficit avem la momentul ăsta? La deci posturile, peste 2 la posturile de poliție n-a făcut nimeni, cel puțin la Buzău, dar este peste 20%. Este peste 20% în condițiile în care ar trebui să avem, să zic eu, 5 la un post cum e Vadul Pașii, avem 3. Unde, v-am zis, la Poșta Călnău 4, avem 3 și tot așa. Și avem externă, domn comisar șef. Sunteți mulțumit de ceea ce vedeți la momentul ăsta în Inspectoratele Județene de Poliție? Eu când aud încadrări din sursă externă, ca și cum mai aduce pe mine din televiziune, mă duc în poliție. Să fac ce? Dacă eu habar nu am ce e aia muncă de poliție. Știți, îți trebuie o școală, îți trebuie... Se întâmplă când îi întrebi că oamenii văd filme și vede că s-a dus un criminalist cu pensul, a ridicat domn comisar, nu suntem un film în momentul în care nu, ai fost... Așa cred că este percepția poliție, omului. Pentru că poliția română n-a avut parte de lobby. Poliția română are o direcție juridică, Ministerul Afacerilor Interne are o direcție juridică și n-a fost în stare ca să ducă să înregistreze uniforma la OSIM. Eu dacă vreau să-mi decorez mașina cu inscripția poliției și toate, n-are ce să-mi facă. Corect, pentru că, pentru că nu încalc dreptul dar de autor. Dar știu că au mai fost probleme cu da. Uniforma, fost că, și acum sunt o aveam și gardienii sau da, ceva. Da, au pentru și acum. S-au creat și se creează foarte multe confuzii și aș vrea să-mi dați voie un minut, nu mai da, mult. Da, domn comisar. În anii 90, cineva a avut o idee strălucită pe care eu, din punctul meu de vedere, am apreciat-o. S-a vrut ca să revină la un fel de organizare ca în perioada interbelică. Adică jandarmeria să preia tot ce înseamnă mediul rural din punct de vedere al asigurării climatului de siguranță publică. Iar polițistul, anume desemnat, să ocupe de aspectele de natură penală. Dosare penal, reclamații de astea care vizau infracțiuni pedepsite de cod penal, prevăzute și pedepsite de cod penal. Să și dăduse o lege care a fost aprobată și spunea acolo că intră în vigoare în 90 de zile de la momentul publicării, pentru că trebuiau să mai vină cu niște norme de aplicare. S-a ales praful de idei. Pe urmă, o altă idee bună care a fost și tot așa a fost făcută pe sfert, poliția locală. Că mulți zic că am mai danez, că nu știu ce, că sunt cum sunt. Este o tâmpenie și cine nu mă crede, acum să asculte că am argumente. Poliția locală este necesară ca aerul. Dar numai în țitul la Poliția Națională, structură de ordine publică, dă-i în sarcină primarului în municipii, orașe, dă în sarcină primarului ca să coordoneze poliția locală, să asigure climatul de siguranță publică, pentru că nu se duc oamenii să voteze șeful poliției române. Nu. Vă-l votez pe primar. Așa este în toată așa lumea. Așa e în multe state. Așa e în toată lumea. Nu poliția locală o folosești după cum ce se răzare sau am văzut prea multe exemple care păi, arătau că... ar fi bine de reținut așa. Această idee, da, dă-i domnului poliției, comisar șef? Dă-i poliției locale atribuții pe linie rutieră, nu cât au acum, dă-i în totalitate. Poliția Națională se ocupă de zona autostrăzi și drumuri naționale. Să stabilește că da, avem oameni, că avem și oameni cu creier pe la ministerele astea. Să stabilească modalitatea de cooperare, de colaborare pentru a da o ripostă eficientă fenomenului infracțional. Că poliția și Poliția Națională și Poliția Locală și jandarmeria au fost create pentru cetățeni. Normal, doar nu pentru nu ei, pentru dar... politicieni, nu pentru... Mai avem un telespectator pe fir, domn comisar șef, și sper să fie auzit cine trebuie și să vină și cu soluții pe viitor. Bună seara, ne auziți? Bună seara, domnișoare! Bună seara, vă ascultăm!
Domn comisar, am și o întrebare, dacă nu vă supărați, referitor la ce a spus, că sunt oameni cu creier în Parlament. Nu în Parlament, la poliție vă referă. Mai sunt și oameni cu creier în poliție. Peste tot sunt oameni. În poliție, dar poate pentru buzunarele lor, aia din Parlament. Am și o întrebare, spuneți-mi și mie. Poliția, magistrații, judecătorii, toată clasa asta, sunt cu pensii speciale. La ei pensiile nu se îngheasă, în schimb, ei nu au, cum să vă zic eu, un fel de blocaj, adică când le crește salariile la aia care sunt activi, le crește și lor pensiile. Cum se face că în țara asta unii mor de foame, iar unii își măresc salariile în funcție de cum cresc la fiecare în parte? Haideți să vă dau un răspuns. La ora actuală, polițiștii nu beneficiază, polițiștii pensionari nu beneficiază de nicio mărire, de nicio corelare a pensiei cu eventualele măriri de salarii, pentru că o doamnă actualmente primar pe la Craiova a avut grijă să vină cu o ordonanță de urgență prin care au blocat accesul polițiștilor care au muncit o viață întreagă și mă regăsesc printre ei la un drept elementar, dreptul la pensie. Avem câțiva care au profitat și de-aia spun că politicul ăsta care și-a băgat răsul peste tot a creat niște polițiști cu pensii speciale, nu sunt mulți, sunt foarte puțini, și ni se pune în cârcă tuturor faptul că ăștia îi doare undeva de noi. Pentru că este jenant să-l auzi pe ăla că ia 10.000 sau 14.000 de lei pe lună, iar un polițist care a muncit de la găsit, l-au găsit bolile, l-au terminat practic, are un 3.000 de lei. Alea nu sunt pensii mari și nu reflectă nici pe departe conceptul european privind salarizarea și pensionarea cadrelor militare, polițiștilor, mă rog, tot salariile sunt iar de 2 ani de zile n-au crescut absolut deloc. Da. Exact. Ce sunt salarii au polițiștii? Un polițist, doamnă, care salariu, intră acum în poliție, salariu, ce deci salariu are? Avem, să zic, o medie undeva la 3.000 de lei în condițiile cumulat, în care... Cumulat cu sporul? Am zis medie. Nu. Nu, la astea mai intervin. Sporurile alea se mai dau? Sunt foarte puține, or să dispară la un moment dat, or să aibă, am mai zis-o eu, femeia de serviciu de la bancă are mai multe sporuri decât polițiștii. Au găsit, v-am zis, sporul de noapte, sporul de fidelitate, confidențialitate. Sunt lucruri care cu timpul vor dispărea în condițiile în care legislația o prevede. Dar sunt astfel de politicieni care aplică tendențios legea, pentru care noi suntem în proces cu Ministerul pentru astfel de drepturi, iar supărător v-am zis, domnul a zis că au crescut, n-au mai crescut. Deci la noi de 2 ani de zile pensiile sunt plafonate, deși legea prevede să crească cu inflația. Domnul Biță, polițistul acela care completa acel proces verbal în stradă zilele trecute, când a fost ultragiat, i-aș spune eu, de acel individ, da? Poate nu mă exprim cum trebuie, nu da, sunt în domeniu. Suntem un pic mai departe de ultraj, dar... Mă contraziceți. Acel polițist care completa acel proces verbal, cam ce salariu primește? Deci, acolo unde v-am zis eu, deci chiar unii dintre ei, salariul de bază este sub 3.000 de lei. Deci, acel polițist cu salariul de bază undeva depinde, sub 3.000 de lei... Depinde de vechime. De vechime, depinde, depinde de funcție... Cum să te mai iei de gât cu bombardierul în condițiile în care tu ești vai de capul tău și plătit și respectul nu mai există? Chiar l-aș ruga pe colegul din regia de emisie, pe domnul Alex, dacă putem urmări știrea. Exact cum au stat lucrurile, luăm telespectatorul, după care urmărim știrea și stabilim și legătura telefonică cu Adrian Meteleanu, colegul nostru care era cât pacii să o încurce săptămâna trecută. Bine că s-a terminat totul cu bine. Haideți să vedem telespectatorul ce are să ne transmită. Bună seara, ne auziți? Să rămână dumneavoastră, interlocutorilor dumneavoastră și telespectatorilor. Bună seara, bună seara, vă ascultăm. Marian Cocor mă numesc. Domnul Cocor, vă ascultăm, domn Cocor. Despre ce este vorba? Interlocutorul dumneavoastră de mai înainte, când am deschis televizor, acum am ajuns acasă, spunea despre poliție că ți-o comandă primarul. Domnule dragă, primarul nu e în stare să facă un proiect de hotărâre, are o clasă. Ce să conducă ăsta poliția, domnule? La poliție sunt oameni pregătiți. Sunt oameni, ce Dumnezeu, despre ce vorbim? Cum să conducă unul care habar nu are ce-i cu el pe lumea asta?
i-a ales pe bani. Ce Dumnezeu? Domnul colonel se referea la poliția locală, domnul Poliția Cocor. Locală, domnul Cocor. La poliția locală, că ar trebui condusă de primarul, poliția, edilul. Poliția toată locală e aleasă din foștii gardieni care au fost, gardienii publici, patricii de altă dată, așa că trebuie profesionalism. Ca să fii polițaist, trebuie profesionalism. Nu ne mai arătăm noi. Sunt destui copii talentați care pot să facă funcția asta de domn poliție. Cocor, nu vedeți care e situația, că nu mai există resursă umană în cadrul inspectoratelor județene de poliție? Până la urmă apelez și la polițistul local, la fostul gardian, până la urmă, dacă asta n-ai încotro. Asta se dorește, doamnă, că decât, dacă se dorea... Decât să aduci din sursă externă fătucile astea și da, băiețașii care Mariela, habar nu au... Doamna Mariela, problema nu e asta, resursă umană este. Nu se vrea la nivel înalt, e vorba de nivelul de la central. Păi, domn Cocor, dacă politicul a acaparat tot... Deci politicul a acaparat poliția inclusiv, dar sunt oameni de toată stima pe care eu îi apreciez la poliție. Am avut de-a face cu foarte mulți în meseria pe care o am și sunt oameni de soi. Sunt oameni destoinici. Nu vreau ca un primar de ăsta obez și 8 clase... o școală de bobinator să conducă poliția, dumneavoastră. Și Dumnezeu. Domn Cocor, ce mai face domn primar la dumneavoastră în localitate? Nu face absolut nimic. Nimic. Niciun proiect, nimic. Păi și îl mai țineți? Păi, dar nu-l votează cetățenii, domnule. Dacă i-a ales omul. Corect, n-avem ce. Asta e democrația, din păcate. Domn Cocor, a mai votat vreun proiect? A inițiat vreun proiect în zonă pentru oameni? Ultimul proiect care l-am inițiat, tot de noi este inițiat. Și ultimul acum, pentru luna august, pe 30 august, avem ședință de consiliu, iar am inițiat tot noi un proiect. Proiect referitor la ce, domn Cocor? Doamnă, avem un muncitor la primărie care este angajat ca și guard, fără să fie muncitor calificat. Și dânsul a venit cu cerere la Consiliul Local, a prezentat... Domn Cocor, pentru oameni, da? Pentru oameni mă interesează. Infrastructura, apă, canalizare, e gaze, asta... Păi, apa și canalizarea, știți că s-a dat drumul la apă, pentru că s-a intervenit de către dumneavoastră, de către... Cam mediatizat situația de acolo, domn Cocor. Domn Cocor, vă mai aștept cu telefoane și cu informații proaspete de la CEA Rosetti. Transmiteți-i domnului primar salutările noastre. Îl așteptăm la TV Buzău cu proiecte, să vedem ce face pentru oameni domn Crăciun. Mulțumesc, domn Cocor, încă o dată pentru intervenție. L-aș invita pe domn primar la o șuietă, la televiziune. Domn Cocor, mulțumim încă o dată. Domnul Cocor de la CEA Rosetti, știu despre ce e vorba, am urmărit la dumneavoastră, eu i-aș completa dumnealui că, exact cum a zis domnul comandant, fiecare și are rostul. Sunt două variante, cum a zis domnul comandant, cu poliție locală, dar care să le dăm mult mai mult de lucru. Normal. Și atunci polițistul s-ar ocupa de lucrurile serioase, s-ar ocupa de dosare, pentru că sunt polițiști la judiciar care au peste 1000 de dosare, doamnă. Da, dar deci, erau probleme cu polițistul că... de la judiciar, domn comisar, șef, zilele trecute. Acolo erau este cea mai mare problemă. Spuneau că vor să renunțe. Da, îi vă spun eu că problemă. Toată lumea vrea să plece. De ce? Pentru că sunt cei mai prost plătiți. Pentru că ei, din nefericire față de ceilalți de la ordine publică, nu lucrează în ture, n-au sporuri de noapte, n-au sporuri de sâmbătă și duminici, că nu sunt băgați sâmbătă. Cu cât sunt plătiți polițiștii? De-aia v-am spus, iau cu 1000 de lei mai puțin decât polițiștii de la ordine publică. Știți care e problema? E vorba de statul de funcțiuni. Pentru că degeaba are un polițist vechime dacă este pe o funcție mică. Pentru că vine un... altul care probabil mai are câte o mătușă, câte un unchi, câte o verișoară ce are pe acolo, da. Să duce o funcție de înalt de ofițer specialist, deja sare la salariul de înalt treabă și de aici pornesc toate și comentariile, că și discută pe unde nu te aștepți și vezi că, paradoxal, toate funcțiile astea bune din statul de funcții nu sunt duse către structurile operative, către adevărații oameni care își rup pingelele și sunt supuși unor riscuri în fiecare zi, că nu se întâmplă e foarte bine, nu se întâmplă și datorită faptului că sunt și ei orientați. Pentru că dacă nu ești cât de cât atent la ce se întâmplă în jurul tău, ce-o iei, că asta e de când lumea. Dar problema mare, asta este, există niște discriminări din astea salariale care îi demotivează. Și când ai demotivat investigația criminală,
La revedere! Domn comisar, știți când sunt demoralizați polițiștii? În momentul în care le-a spus statul de plată de la prefectură, primărie, Consiliul Județean, da? Și a spus și statul de plată de la poliție. Bun, și să vedem. Inspector principal 7.000 de lei, inspector nu știu de care 8.000 de lei și tot așa și polițistul care lucrează la judiciar, la crimă organizată, vorbim de 3.000. Ați ridicat mingea la fileu ca la volei. Nu, domnul Bițu. Avem o lege. Avem o lege, păi da? Aveți legi N. Nu, este legea unică de salarizare, așa, da? Așa. Care pentru noi s-a oprit la jumătate, pentru alții se aplică de 2 ani de zile cu maximul posibil din 2022. Păi, am rămas surprins când a fost creat acest minister al administrației și internelor, că într-un timp zicea Mira, ministerul... Internelor și reforme administrative. Aveam mai denumiri astea pompoase, deși uitai până ajungeai la ultima denumire cu ce ai început. Nu, să schimbau la 6, și... nu, la 1 an. Mare scandal mare pe prefecturi, că să le dea spor de dispozitiv, domnule. Zic, care dispozitiv, mă, frate, să le dea? Zic, ăștia ai mei, îi lua gaia în ger, în zăpadă, că... Ce probleme erau când se blocau drumurile și ce discuții și venea câte un politician de ăsta care toată viața lui duce zăpadă și ne făcea ou cu ou și cu oțet și nu puteai să zici nimic, erai la cheremul lui. Câți au stat? Câți văd că se duc polițiștii acum? Am venit la emisiune, am stat cu mașina, am pus-o la umbră, mi-a arătat pe bord 43 de grade. Ăla se duce și face treaba, că dacă e nevoie să duc la intervenție, se duce. Domn comisar, dar sunt polițiști care merg în acțiuni cu mașini fără aer condiționat, da? Da, bineînțeles. Sunt foarte multe. Deci în România lui 2021 și cui îi pasă? Îi pasă cuiva? Vă spun eu, sunt peste jumătate care n-au aer condiționat. Și vorbim de mașinile alea care trebuie date la casa, domn comisar. Da, vă mai spun ceva, ceea ce nu știți. Ia ziceți. Exact prin limitarea carburantului, nu își permit să folosească aerul condiționat. Cât în mai au limitarea care... carburant? Păi, înainte cât aveau? 5 puțin. Km, 10 vă km? Spune, erau vorba de 100 de litri de fiecare mașină. Autoturism pe lună. O iei la împins mașina, deci dacă, da? Când te dacă duci ai avea nevoie, cum ar fi o zonă, cum e zona Gurateghii, da, unde a fost o perioadă mare, când ne mai ajutau primăriile cu carburant pentru mașinile de la posturi. Sau Consiliul Județean. Sau Consiliul Județean, da, a fost un program prin ATOP, s-a rezolvat. O parțial problema. Da, da. Dar în schimb, dacă ne uităm pe la niște instituții care au fost prezentate în media centrală, au spor de praf, spor de înălțime, că zice că se urcă pe scară la arhive și să nu cadă de acolo. Au spor de vestimentație, nu? Păi da. Nu, au mai au, au bani pentru ținută. Știm, domnul Biță, nostru... știm, cunoaștem, domnul Biță, ce se întâmplă în instituțiile publice. L-aș ruga pe colegul din regia de emisie dacă putem urmări știrea colegilor noștri, după care stabilim legătura telefonică cu colegul Adrian Meteleanu și cu domnul Cosmin Andreică. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai exact zilele trecute și uitați-vă, oameni buni, doamnelor și domnilor, cam ce se întâmplă cu un polițist la momentul acesta, 2021, cu salarii de nimic, undeva la vreo 3.000 de lei și toți indivizii, toți infractorii, toți bombardierii trec așa în greață, în zeflemea pe lângă polițist. Nu mai există haina legii, nu mai există respect, nu mai există absolut nimic. Scandal în zona unui hipermarket din municipiul Buzău între mai mulți polițiști și un șofer. Potrivit unor informații, conducătorul unui autovehicul ar fi fost oprit de polițiști pe motiv că desfășoară activități ilegale de transport persoane. Bărbatul a fost invitat să oprească pentru a fi identificat, iar în momentul în care a aflat despre ce este vorba, a pornit scandalul. Pe imagini se poate observa cum conducătorul auto pur și simplu intră în auto specială de poliție parcată peste polițistul care întocmea un proces verbal și îi smulge mai multe documente. Oamenii legii încearcă să-l imobilizeze, dar șoferul reușește să se deplaseze până la autovehiculul său. Individul le transmite ulterior polițiștilor că nu au dreptul să-l rețină. Deci n-avea dreptul să pui mâna pe mine? A,
nu, da. Una la mână, a doua ești singur. Trebuie să fiți două pe doi, doi polițiști ca să vă opriți voi pe mine. Bărbatul a precizat jurnaliștilor aflați în zonă că nu face curse de transport ilegal, ci mergea cu autovehiculul la rar. După câteva explicații, însă acesta îi amenință pe cei care filmau în zonă. Spățeam puțin lui că m-a oprit un agent și aia a fost toată treaba. De ce? Păi nu știu, susține că fac curse. Cu ce faceți curse? Păi nu fac curse, mă duc cu mașina asta la rar. Mână de crăb! Mamă! Du-te de aici, vezi de treabă ta. Polițiștii buzoieni l-au oprit în trafic și sancționat pe șofer deoarece presta în mod nelegal servicii de transport persoane. Totodată a fost aplicată o amendă pentru tulburarea liniștii publice. În total, amenzile s-au ridicat la valoare de 5.350 de lei. A fost depistat un conducător auto din comuna Grebănul care efectua transport de persoane în regim taxi fără a deține documentele legale, mă refer la autorizații de taximetrie, context în care polițiștii rutieri au aplicat măsura complementară de suspendare a utilizării vehiculului respectiv, reținând în acest caz certificatul de matriculare și cele două plăcuțe cu numere. Totodată, acesta a fost sancționat și pentru tulburarea liniștii publice, conform legii 61/1991. Bărbatul a fost prins de polițiști în timpul unei acțiuni ample pe linia transportului ilegal de persoane. În această dimineață, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău au desfășurat o acțiune în intervalul orar 7-9 pe linia verificării legalității transportului rutier de persoane. În acest context au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, au fost reținute două permise pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și a fost reținut un certificat de matriculare, precum și două plăcuțe cu număr de matriculare. Polițiștii rutieri au anunțat că vor continua acest tip de activități în trafic. Am urmărit ce s-a întâmplat zilele trecute în trafic, am văzut colegul nostru amenințat, polițistul amenințat. Ce pui, domnule, mâna? Pila cui o fi ăsta? Doamne, că vorba... prea avea tupeu. Hai, deci încă o dată, vă spun, nu e vorba de pile. Domnul Biță. E vorba de educația domnul pe care o au. Până la Domnul Biță, deci până avem... la Domnul Biță, până la educație, ăsta, că nu pot să-i spun haideți acesta. Haideți să vă dau un exemplu. Domnul Biță, deci, ăsta este protejat cuiva. Ascultați-mă. Păi atâta tupeu și atâta deci, nu pui mâna pe mine tu ca polițist. Acum 25 de ani am luat permis unui om, care era consilier local la municipiul Buzău pe vremea aia, mă sună numărul 2 sau 3 dimineață și îmi spune să mă duc cu actele la el. Și i-am zis, domnul comandant, îmi pare rău, le-am predat deja la serviciul rutier, să te bagă în pizda, mă, de că tu nu-l cunoști, că nu știu ce. Și i-am zis, da, băgați pe ăla care îl protejați și pe copiii dumneavoastră, nu pe mine. Cum îl cheamă? Vreau să vă spun, n-are importanță, deci este un om care și acum este e în poliție bine, și acum. Dar acel om mă respectă și în continuare vreau să vă spun, omul ăla păi bine că nu avea obraz și are obraz, deci m-a respectat și mă respectă și acum. Dar exact ce a zis domnul comandant, greșeala este a celor care intervin pentru astfel. Credeți că dumnealui n-a fost sunat de sute de persoane, de zeci de primari sau la mine nu s-a intervenit? Nu! Le-am explicat, domnule, unde legea îți permite să, în loc să dai amendă, să dai un avertisment... Ne cerem scuze pentru că domnul Biță a scăpat, a avut așa o scăpare da, în cadrul acestei scuze, emisiuni. Dar este... nu suntem la o oră potrivită. Însă, fiind este emisiunea dureros. În direct, nu putem este dureros pentru că lucrurile astea nu vor dispărea atâta timp cât v-am zis, educația noastră este de această natură. Iar acest individ este certat cu bunul simț. Polițiștii nu vorbesc, pentru că le e teamă de represalii. Și la ora actuală, cei care își fac de cap în oraș, acești bombardieri, spartani, lăncieri, ce ori mai fi, sunt prieteni cu unul care, doi, trei, mă rog, care are intrare pe unde are, nu la poliție, să nu vă gândiți că la poliție. Nu, la instituțiile astea politizate ale noastre. Și să leagă toți, pentru că de multe ori, ce face poliția? Păi ce să facă poliția? Dacă tu ai o singură patrulă de rutieră pe tot municipiu și s-a întâmplat un eveniment care ne reclamă prezența la fața locului a polițiștilor, la revedere, nu mai are cine să patruleze. Ce vă spun tinerii din poliție la momentul ăsta? Pe cine înjură cel mai mult polițiștii la momentul ăsta, domn comisar șef? Așa, nu, pe față nu au curaj, da? Așa, nu, când discutați cu ei. Nu prea ce știu, vă povestesc? Nu sunt în încurcătură. Efectiv,
sunt într-o situație în care în dilemă, nu realizează ce se întâmplă, pentru că noi, ăștia mai vechi, când le povestim cum a fost când am venit noi, tineri, ofițeri, agenți, polițiști, și ce vedem acum, diferă de la cer la pământ. Eu când am venit la Buzău, exact cum a spus și Vasile, am dat peste niște oameni care se bucurau de respect și în colectiv, dar și în comunitate. Erau știuți de polițiști. Și nu că erau, nu știu ce, bătăuși sau... Respectul îl capeți, nu îl impui, nu? Cam asta e. Depinde de calitatea ta de om, domnul comisar. Îl avem în telefon pe colegul, pe Adrian Meteleanu, colegul nostru de la știri. Zilele trecute s-a aflat în trafic și el a filmat incidentul în care... individul respectiv se hărțuia cu oamenii legii. Bună seara, Adi! Bună, Mariana! Adi, alături de mine se află în studio domnul comisar șef Marin Ion, fost șef al IPJ Buzău, și domnul Vasile Biță, președintele SNPPC Buzău. Haideți să discutăm un pic, am urmărit știrea, am văzut atitudinea individului certat cu legea, am văzut atitudinea față de polițist, am văzut atitudinea față de voi, oamenii presei. Zi-mi, te rog, cum au stat lucrurile la momentul respectiv și în momentul în care s-a terminat tot acest tam-tam din stradă, dacă ai mai fost căutat, dacă ai mai primit amenințări, ce s-a mai întâmplat după? Salut și eu, invitații, aflați în platoul nostru. Nu am mai primit amenințări, deși mă așteptam la asemenea indivizi să fiu căutat. Ce să zic, ați văzut și dumneavoastră imaginile și telespectatorii noștri. Individul, da, cum spuneau și invitații din platou, certat cu bunul simț, în primul rând, și apoi cu legea. Am anticipat, văzându-i acolo în parcare, l-am văzut puțin agitat și mi-am dat seama, am coborât din mașină și chiar am anticipat gestul lui, ce urma să facă. Am dat drumul la filmare, trecând printre mașini, când a sustras acele documente, nu știu ce fel de documente erau, mă rog, a pătruns în mașina polițiștilor, polițiștii rămânând puțin în offside, au încercat să-l prindă, dar a fugit după mașina lui și apoi l-au lăsat în pace. În prima fază a vrut să fie filmat, chiar m-a rugat să filmez, a dat acea explicație de ce l-a oprit și că el nu făcea transport de persoane și mergea cu mașina la rar, după care a trecut la amenințări. Amenințându-mă, da, de ce îl filmez? Are dublă personalitate, mă rog. A trecut exact, de la o stare exact la alta. Da, da, am rămas și eu surprins. Da. Și stau și mă întreb, atunci, în momentul când am fost amenințat, și domnul Ion Marin, că l-am ascultat cu atenție, își pune această întrebare. În alte părți, străinătate, să spunem, da? În secunda doi ar fi fost încătușat, pentru că m-a amenințat o persoană, da? Adi, spune-mi dacă poliția, la momentul respectiv ai avut temeri în ceea ce privește situația, starea ta, sănătatea ta, viața ta? Bineînțeles că, da, e o meserie riscantă ce facem noi, într-adevăr, dar trebuie să aducem la cunoștință publicului ce se întâmplă, nu? Pentru că asta nu este meseria, dar da, mi-am simțit viața amenințată. Zim, te rog, ce ar trebui să se schimbe la momentul acesta, pentru că din ceea ce observăm cu toții în ultima perioadă, asistăm la tot mai multe astfel de situații, astfel de incidente în care polițistul fie este ultragiat, este bătut, este scuipat, este înjurat. Cum ar trebui și ce ar trebui să facă mai marii noștri, politicienii, până la urmă, pentru că în această seară invitații noștri asta spun. Instituția poliției la momentul acesta este politizată. Da, se știe și vedem.
este tot o politică. Și ce să spun, nu știu, legea nu îi apără și nu pot să-și facă meseria, le este teamă. Când sunt filmați polițiștii să intervină, pentru că i-am văzut așa foarte comozi polițiștii care s-au aflat la fața locului. Adică l-au lăsat pe individ să-și facă de cap. Și a făcut numărul. Da. Adi, îți mulțumesc pentru intervenția din această seară. Bine că s-a terminat totul cu bine. În continuare, aștept să ne aduci la cunoștință informații, imagini din teritoriu, acolo unde te deplasezi zilnic, pentru că noi din acest motiv ne aflăm aici, pentru a informa populația despre ceea ce se întâmplă în teritoriu. Iar când mai întâlni și specimene ca individul din imagini, ce pot să mai spui? Rămâi fără cuvinte. Mulțumesc încă o dată, Adi. Am fost în legătură telefonică cu colegul nostru Adrian Meteleanu de la știri. Iată, cam așa au stat lucrurile. Ci că, bun, am văzut polițistul... Nu, a fost, chiar și polițiștii au fost surprinși, ca și domnul Adrian. Din păcate, repet, legislația care este permisivă și cea mai mare problemă, faptul că în România amenzile nu se încasează. Deci noi nu suntem în stare să încasăm, cred că nici 10-15% din amenziile care se dau. Pe când v-am povestit că, fiind în acea caravană a dreptății acum o lună, am primit o amendă la Budapesta și n-am putut pleca, sau nu v-am povestit la dumneavoastră, la o altă emisiune. N-am putut ieși din Ungaria, pentru că la parcare în Budapesta, noi n-am știut, era aparatul la 20, 30, 40 de metri, erau mașini mai mari, nu s-a văzut că era parcare cu plată. Bineînțeles că i-au implementat amenda imediat când să ieșim din țară către Austria, a trebuit să plătim, amenda este foarte mică pentru faptul că am plătit-o imediat în 2-3 ore. Dar în România nu există așa ceva. Da. Cetățenii străini nu pot fi obligați și nici nu pot fi urmăriți de către statul român să se încaseze amenzile. Păcând noi, v-am zis, nici n-am putut ieși din Ungaria până n-am plătit amenda. De ce nu încasăm amenzile, astea, domnul comisar? Păi pentru că întrebăm pe politicieni. N-avem cadru legal. Există cât de cât acolo, dar foarte slăbuți. Trebuie să pună... sechestru, să se meargă către instanță. Ai noștri șoferi, dacă sunt depistați ca un călcat, păi regulare și prostituatele când primesc amenziile alea? Sunt persoane care au câteva miliarde. Alea când plătesc? Nu plătesc niciodată, vă dați în seama. În Comuna Răcari, cred că e de Dâmbovița, două prostituate au amenzi de dat mai mult decât bugetul comunii. Cam la asta e. Câteva miliarde bune. Și de multe, auziți, oameni buni. Și de multe ori să știți că se calculează bugetele primăriei în funcție și de creanțele care trebuie încasate. Și astea figurează acolo. Creanțe, da. Și de aia nu primesc, ăștia nu primesc bani. Primesc bani. Pentru că și ai noștri oameni, și mă refer aici la întreg sistemul de justiție, îi dai amendă, că asta este, ca și la ăla care cerșește, dar nimeni n-a găsit soluția socială ca să elimini cerșetoria, să elimini până la urmă și actele astea de prostituție care se întâmplă pe variantele orașelor. Dar stau virate pe sunt, 85. Sunt persoane acum și la în Buzău care primesc 2-3 amenzi pe zi, nu le plătesc și n-au plătit una. Ele au sute, poate mii de amenzi primite. Exact, încărcăm bugetele locale cu aceste amenzi, dar... nimeni nu le încasează, nimeni nu le urmărește. Pare că am stabilit legătura telefonică cu domnul Cosmin Andreică, președinte Europol. Bună seara, domnule Andreică! Bună seara! Domnule Andreică, noi ne-am întins la vorbă în cadrul emisiunii. Nu știam dacă o să vă mai găsim disponibil la această oră. Ne bucurăm că ne sunteți alături și în această seară, pentru că avem multe de discutat. Iată bombardierii, infractorii, nici nu mai știu cum să-i mai numesc pe ăștia din stradă, au cam acaparat țara în ultima perioadă. Auzim tot mai des, domnule Andreica, despre polițist bătut, polițist ultragiat, polițist scuipat, polițist înjurat. Unde mai există acel polițist respectat? Unde mai este acel polițist căruia nu i-a fost și nu îi era frică de infractor, de suspect, de cel din stradă? La momentul acesta, numai la astfel de situații asistăm, domnule Andreica, și una peste alta, în ultima perioadă auzim de un val al pensionărilor în poliția română. Stai și te întrebi,
cu cine mai faci muncă de poliție în următoarea perioadă, atâta timp cât instituția poliției la momentul acesta este politizată, la momentul acesta 25% deficit personal în inspectoratele de poliție. Da, acum să le luăm pe rând, că mi-ați ridicat la fileu trei subiecte destul de ample. O să încerc să trec prin ele destul de, știu eu, scurt. În primul rând, la referitor la ultraje. E un lucru cert faptul că de la an la an numărul ultrajelor crește. Pe de altă parte, una dintre cauzele acestor creșteri este reprezentată de faptul că cei care agresează un polițist în condițiile în care, după cum bine știm, ultrajul este infracțiune împotriva autorității statului, nu împotriva persoanei fizice care poartă acea uniformă, sunt tratați cu foarte multă superficialitate și cu foarte multă blândețe de către procurorii care îi cercetează, astfel că avem situații ridicole în care chiar zilele trecute mi-a trimis un polițist o ordonanță de renunțare la urmărirea penală, în care procurorul apreciază totuși că fapta de a-l împinge pe polițist și de a-l trage de uniformă a fost reprezentată de nervozitatea prin care a trecut agresorul, justificată de incidentul petrecut înainte cu puțin timp de a veni polițistul la fața locului și îi impune agresorului să-și ceară scuze public polițistului. Și atunci, în condițiile în care vedem o astfel de soluție din partea unui procuror, e clar că acel agresor și alți agresori care vor afla despre acest caz vor înțelege că, totuși, dacă vrei să lovești un polițist, nu pățești mare lucru. Se poate și așa, da. Da, se poate și așa. Am mai văzut, de asemenea, un caz la Bacău zilele trecute în care un polițist a fost efectiv atacat cu o sapă. Norocul lui a fost că a reușit să facă o mică eschivă în așa fel încât sapa să nu lovească în cap, ci să-l lovească în umăr. Iar procurorul a încadrat fapta ca fiind o simplă lovire, întrucât autorul a spus că nu și-a dat seama că cel care a intrat în curte, cel care a ieșit din mașina cu girofare și cu sirene, atenție, era polițist. Și în aceste condiții procurorul s-a uitat evident la declarația agresorului și a apreciat în consecință, fără să mai dispună, nici mai rău să vorbim despre alte măsuri preventive. Și atunci, din punctul meu de vedere, e clar că atâta timp cât aceste infracțiuni vor fi tratate cu multă blândețe și nu vom avea cazuri concrete în care s-au luat măsuri punctuale și în care acești agresori au fost și condamnați la pedepse cu executare, pentru că sunt 90% dintre aceste fapte sunt sancționate cu pedeapsa cu suspendare a executării pedepsei. Și atunci e clar și evident că nu vom putea descuraja aceste fapte împotriva polițiștilor. Pe de altă parte, ca să puteți să vedeți dubla măsură și societatea să înțeleagă dubla măsură când vine vorba despre astfel de infracțiuni, o să vă dau exemplu de la Cluj, unde un procuror a primit un fax de la o parte vătămată, o parte vătămată care avea aproximativ 70 de ani și care și-a arătat nemulțumirea într-un mod mai, să spun eu, amenințător la adresa procurorului cu privire la, a judecătorului, pardon, cu privire la modalitatea în care a soluționat dosarul, iar imediat după, în aceeași zi, autorul a fost ridicat de polițiști și s-a dispus măsura reținerii, iar ulterior a arestării pentru 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj la adresa judecătorului care a primit acel fax. Deci vedem că alții sunt ultragiați prin fax și autorilor își așteaptă pedeapsa în arest preventiv. Era bolnav în timp ce polițiștii, da, sigur. Da, în timp ce polițiștii sunt loviți, scuipați, agresați, și nici măcar instituția nu-i protejează. Păi asta ziceam, domnul Andreica, până când domnul ministru Bode va mai lăsa să se întâmple astfel de lucruri? Pentru că îl urmăream zilele astea cu declarațiile alea pompoase în care îi asigura pe cei de la ISU că vor avea tot sprijinul din partea dumnealui, din partea instituției pe care o reprezintă, dotări, echipamente, absolut tot ce este necesar. Însă
despre instituția poliției nu pomenește absolut nimic. Ce se întâmplă, domnul Andreica? Cum stau lucrurile? Până când polițiștii vor mai protesta? Până când vor mai picheta? Pentru că la începutul acestei emisiuni chiar spuneam, au trecut 8 luni de zile de pichetări, de proteste ale polițiștilor. Dacă ne aflam în altă țară a Uniunii Europene, cu siguranță până la momentul acesta se întâmpla ceva și se întâmpla în bine. Acum, vedeți, dumneavoastră, trebuie să fim fair play și să recunoaștem că avem și o problemă în interiorul sistemului, în rândul membrilor pe care îi reprezentăm. Pentru că degeaba noi, organizațiile sindicale, sigur, planifică un calendar al protestelor, dacă vedem că oamenii aleg să stea deoparte și, știu eu, să fie mai degrabă suporteri ai protestelor decât participanți ai protestelor. Și cred că acest lucru este fructificat de către instituție și acesta este motivul pentru care nu reușim să determinăm ministerul să ne respecte drepturile, nu să ne ofere mai multe drepturi, ci doar să le respecte pe cele pe care le avem. Pe de altă parte, acum promisiunea domnului Bode e clar, e un politic, nu-l doare gura să spună că va ajuta, va sprijini și știu eu, se va pleca asupra problemelor noastre din sistem. Însă realitatea este una ipocrită, pentru că lăudăm pompierii acum că am văzut că au făcut o față frumoasă în privința intervenției din Grecia. Au profitat de momentul politic de a-i lăuda și de a face acea ceremonie, iar mai departe eu vă spun că și în momentul de față pompierii lucrează 24 de ore cu 24 repaus. Sunt pompieri care astăzi sunt pe stingerea incendiilor, mâine lucrează pe echipajul de pe ambulanța SMURD și așa mai departe. Adică sunt o serie de anomalii și în sistemele lor. Domnul Andreica, există foarte multe temeri în rândul colegilor dumneavoastră polițiști. Sunt foarte mulți polițiști care ar avea multe de spus, însă se tem de implicarea politicului la momentul acesta. Chiar interlocutorii din această seară, invitații mei, spuneau, sunt multe voci, însă oamenii preferă să tacă pentru că știu cam care ar fi repercursiunile dacă ar ieși în presă și ar spune mai mult. Nu degeaba v-am spus că noi, reprezentanții oamenilor, avem o problemă în primul rând cu oamenii, cu membrii noștri, pentru că nu reușim să îi determinăm să fie verticali, să-și asume situațiile prin care trec, să demaște compromisurile și abuzurile la care, presiunile la care sunt supuși. Și o să vă dau un simplu exemplu. Grefierii, de exemplu, nu o să dau exemplu magistraților, pentru că probabil o să-mi spuneți că nu e nimeni care se judece pe ei. Însă grefierii, în momentul în care s-a pus în discuție eliminarea pensiilor de serviciu anul trecut, în februarie, să nu uităm că au luat decizia de suspendare a activității pentru 5 zile. Adică 5 zile nu s-a judecat nicio cauză. Au fost peste 6.000 de grefieri care au participat la protest, dintr-un total de aproximativ 8.000 cât sunt încadrați. Pot să vă spun că nu a existat niciun fel de repercusiune, nici disciplinară, nici administrativă, nici penală. Pentru că, știm foarte clar, ei au interdicția de a organiza grevă, iar suspendarea activității a fost o veritabilă grevă și putem vorbi despre o infracțiune pe care au comis-o. Însă pentru faptul că au fost majoritatea, mai mult de jumătate dintre ei care au participat la această formă de protest, nimeni nu a îndrăznit să ia vreo măsură împotriva lor. Cam același lucru s-ar întâmpla și la noi dacă am reușit să determinăm oamenii să înțeleagă că puterea este în mâinile lor și că dacă am luat atitudine cu toții, nu doar atunci când este vorba de o problemă a noastră personală, pentru că de multe ori vedem colegi care, cu toate că asistă la un abuz, de exemplu, sau la o hărțuire a colegului lor, mulți spun bine că nu pățesc eu și trec cu vederea sau se fac că nu știu și că nu au văzut ce s-a întâmplat. Ori asemenea comportamente nu ne vor aduce decât probabil și mai multă nemulțumire și frustrare pe care oricum o avem la un nivel foarte ridicat și în momentul de față. Domnul Andreica, vorbim de un val al pensionărilor în poliția română la momentul acesta. Încotro se îndreaptă poliția română? Valul de pensionări, să știți că este generat de declarațiile politice irresponsabile pe care, în special, partidele din coaliție le fac zilnic la televizor, pentru că cu altceva n-au cu ce să iasă și atunci merg pe această
pe acest subiect populist al pensiilor speciale, în care inclusiv pensiile militare ale noastre. Să știți că pe cifrele pe care le-am obținut, ultimele cifre cele mai noi de la nivelul poliției române, vedem că s-au pensionat aproximativ 1870 de polițiști de la începutul anului și până în prezent. Asta în condițiile în care anul trecut au fost aproximativ 2000 de polițiști care s-au pensionat. Iar din acest număr, doar 3% au fost pensionați pentru incapacitate de muncă, restul s-au pensionat la termen. Problema este că mulți dintre cei care s-au pensionat ar mai fi rămas în sistem, pentru că mulți sunt conștienți că expertiza lor, experiența, trebuie fructificată de instituție pentru a pregăti noile generații și polițiștii care au intrat în ultimii ani în sistem. Însă atâta timp cât ministrul și ministerul, guvernul, nu poate să iasă odată pentru totdeauna să spună clar că până în 2000, nu știu, să-și asume până în 2025 nu modifică condițiile de pensionare, vă dați seama că pentru orice polițist care are o vechime de 25-30 de ani îi este frică să mai rămână în sistem și să se trezească peste noapte cu vreo ordonanță de urgență care să schimbe regula în timpul jocului. Domnul Andrei, o ultimă întrebare venită din partea polițiștilor. Se pot gândi la momentul acesta la, nu știu, primirea unor sporuri în cel mai scurt timp? Se vorbea de niște sporuri pentru judiciar, pentru polițistul de la judiciar. La momentul ăsta mai poate fi vorba de anumite sporuri pentru polițist? Eu pot să vă spun că toate aceste promisiuni din ultima perioadă reprezintă praf în ochi la adresa polițiștilor. Este ca și cum a ieșit Ceaușescu și a spus că le mai dă încă 200 de lei la salariu a angajaților care erau atunci prezenți la acele ceremonii. Este o situație absolut identică, pentru că, pe de o parte, vorbim despre un spor de supra-solicitare neuropsihică despre care legea spune că poate fi acordat până la 30%. Ministerul, la momentul respectiv, în 2017, a considerat că 10% este suficient pentru polițiștii din structurile poliției judiciare. Doar acum, în ultima perioadă, după ce Ministerul Justiției a lucrat la mai multe scenarii de a prelua o parte din poliția judiciară, abia acum și-a dat seama Ministerul că totuși trebuie să facă ceva pentru a încerca să oprească, până la urmă, voința oamenilor, pentru că dacă îi întrebați pe oameni, evident că nu au cum să refuze un salariu de 9.000 de lei sau 10.000 de lei cât ar primi dacă ar lucra în cadrul structurilor de parchet, așa cum lucrează și colegii lor detașați la DNA, DICOT și așa mai departe. Nu știu dacă vor primi sau nu vor primi. Știu că au fost discuții avansate pentru a fi mărit acel spor de la 10% la 20%, care în sumă netă ar însemna pentru un agent de poliție ca medie, aproximativ 150 de lei. Nu știu dacă pentru 150 de lei cineva este dispus în continuare să aibă sute de dosare în lucru, să aibă dublă subordonare și din partea instituției poliției și din partea parchetului, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Procurorul spune că nu-l interesează de atribuțiile sale de polițist. Șeful lui nemijlocit îi spune că nu are cu cine să efectueze atribuțiile instituționale și cumva el trebuie să se împartă între doi șefi, dar până la urmă dacă undeva apare o greșeală și apar greșeli frecvente în condițiile acestea de stres, de tensiune și de termene foarte scurte, să știți că nu răspunde nimeni altcineva decât polițistul care este amendat, primește amenzi judiciare, este cercetat disciplinar și așa mai departe. Așa că nu cred că cu o sumă de aproximativ 150 de lei conducerea Ministerului Afacerilor Interne va putea să determine oamenii să rămână în structurile poliției judiciare și să nu opteze pentru alte posturi care nu au o asemenea răspundere și responsabilitate, unde se lucrează în mod continuu 24 din 24, 7 zile din 7, nu cum lucrează mulți polițiști judiciariști pe hârtie de luni până vineri de la 8 la 16, și neoficial lucrează câte o săptămână ca și cowboy în vestul sălbatic. Și încă ceva, să știți că nouă nici nu ar trebui o mărire a sporului de poliție judiciară dacă guvernul și-ar fi respectat obligația de a aplica legea salarizării, care ne-ar fi adus mai aproape de grila de salarizare pe care tot actuala guvernare
toate partidele politice, de fapt, au votat acea lege în 2017, legea salarizării, în care, în mod etapizat, în 4 ani de zile, trebuia să fie implementată acea grilă, la care alți bugetari au ajuns încă din primul an, ca să spunem, să spunem pe aia dreaptă. Cunoaștem, domnul Andreca, cunoaștem. Cunoaștem la instituțiile statului cam ce s-a întâmplat cu legea salarizării, dar la poliție mai avem de așteptat. Domnul Andreca, vă mulțumesc pentru că a stat de vorbă cu noi în această seară. Cu siguranță pe viitor veți mai fi contactat. Și invitațiilor dumneavoastră. Mulțumim încă o dată, domnul Andreca. La revedere. Numai bine. Legea salarizării unitare. Da, este prima, a doua, v-am zis, voința politică privind legislația, cea mai importantă și trebuie rezolvată rapid, deficitul de personal. E foarte și greu. Vă repet, ce vreți, să avem unul singur la un post sau să avem doi? Eu aș fi de acord, nu sunt împotriva acestor angajări directe, dar ar fi mult mai bine să facem școlarizări mult mai mult de să facem, să pot face acum, după ce le spunem de 3-4 ani de zile treaba asta, să facem câte două serii pe an și la Câmpina, pentru că e foarte greu la, da, la academie să facem, dar și la celelalte structuri, la poliția de frontieră, la jandarmi, e greu, pentru că jandarmeria are în primul rând atributul lor este de menținerea ordinii publice, da? Păi cine apără în primul rând? Păi apără, ziceți, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, în primul rând. Acolo sunt cei mai mulți. Păi, dar știți că la ultimul meeting al nostru erau 3.000 de jandarmi, iar noi nu eram nici 1.000 de... Pentru că ei aveau informații, pentru că noi, na, mai dacă tot ne supără... Da, să vă spunem ce s-a întâmplat. Ei, noi eram urmăriți. Cei de la 21 sfert și-au întrebat cât plecăm de la Buzău. 200. Deci noi am fost doar 40. Dacă toți au făcut la fel la fiecare județ, deci noi în loc de 1.000 la București trebuia să fim vreo 5.000, 6.000, 7.000. I-a spăcălit pe ăștia de la 21 jandarmi, sfert. Vedeți deci că vă aud acum, erau, că noi suntem tot din în direct, păcate, din păcate, asta trebuie să se întâmple. Ei, săracii, sunt frații noștri jandarmii, dar noi când ne luptăm, ne luptăm și pentru drepturile lor, și pentru drepturile pompierilor, și pentru drepturile pensionarilor. Domn comisar că... șef, au păcălit 21 sfertul, da? Spunându-le alte cifre. Nu, no, le-au dat o estimare. Domn comisar, unde ajungem în ritmul ăsta? În ritmul ăsta ajungem să trăim cu legea talionului, adică care pe care, nu, ceva la modul ăsta. O să ajungem ca în Bronx, probabil ați văzut că acolo în cartierul ăsta de tristă celebritate, nu există să n-aibă fiecare câte două uși metalice la intrare, să n-aibă în astea. Pentru că să n-ai armă în casă, nu? Da, bine, cu armele, dar noi asta ar mai trebui. Dacă ei... am dat și arme, că la ei, mă rog, e legea de alt punct de vedere. Dar surprinde lipsa de reacție a politicienilor și pe mine, în primul rând, mă surprinde lipsa de reacție a cetățenilor. Pentru că am văzut și că ei mai au, își postează pe Facebook, urmăresc. Nu tot timpul, dar totuși văd despre ce este vorba. Văd multe comentarii belicoase, multe comentarii rupte de realitate și tocmai datorită faptului că ai noștri guvernanți au în presă oameni care răspund la comenzi. Și ca să închidă gura polițistului și îmi spune că a luat ăla nu știu ce două salarii sau a acumulat pensia cu un salariu, sunt niște nesimțiți pentru că eu am rămas neplăcut surprins că s-a pus problema mării la celor măriri cu 40%. Au spus că n-au bani. S-a dat 11%. S-au dat numai în anumite zone. În zona asta a rezerviștilor mea, IMEAN și a celorlalte structuri care de fac parte de sistemul publică, de, da? Sistemul de siguranță națională, OPSNAJ-ul. Așa. A fost o vorbă extrem de belicoasă. Dă-i și că au salarii nesimțite și pensii nesimțite. Păi, ăla care acum să luptă, e unul dintre cei doi care să luptă să ia președinția PNL-ului și a spus vorba asta, m-aș duce să-i arăt cât am ieșit eu la pensie.
Păi, dar îi mai votați? Marea problemă este că durata de viață, deci durata medie de viață a unui polițist este sub 60 de ani. Da, avem colegi care s-au dus. Eu stau deci, cu frica să minte că mai am 5 luni. 2019-2020 ne-au murit 20 de colegi între 45 și 55 de ani. Stresul 20 de colegi. Stresul, nopți nedormite. Doar din județul Buzău. Dintre care 2 în timpul serviciului. Și deci n-au apucat. Credeți că lor le pasă? Nu le pasă. Din păcate, v-am zis, ei din ajutați, sunt ajutați și de noi și de opinia publică prin faptul că nu și din păcate, noi sancționăm când trebuie să-i sancționăm. Din păcate, nu îi ajută pe polițiști nici cei care au plecat dintre ei și s-au cățărat pe niște funcții din astea importante la București. N-au văzut niciunul. Aveam speranțe până anii 90, când căuse regimul, nu știam ce să mănânc, că n-aveam cultura politică nu sunt lăsat, necesară. Domnul colonel. Când te duci acolo, trebuie să faci politica de partid. Hai. N-ai făcut-o pe aia, păcate, devin dezirabil din păcate te duci cu ideile tale și pleci cu ideile lor. Corect. Exact ce spuneai dumneavoastră. Dar ce idei au ei? Vi se par că ei au păi idei? Nu au, n-au. Asta este, n-au. Pentru că nu sunt coerenți, pentru că nu vor binele țării. Încă o dată, o repet, dar nu-i interesează. Se gândesc doar la interesul personal, iar, repet, încă o dată, nu vreau să fac acum, să zic eu, o reclamă proastă, dar, vă repet, am trecut de 10 august și ne amintim de acel renumit 10 august, da. Deși pe vremurile acelea și economia și lucrurile mergeau ok, am avut oameni care s-au dus și au fost, cred că, foarte mulți, nu mai rețin numărul, și ați văzut, chiar dacă clar la un ordin politic s-a intervenit, s-a încercat ca tot jandarmii și poliția să fie găsită vinovată. Da. Jandarmeria ca instituție. A carul nu se poate. Fiecare dată. Deci, repet, situația. Și legislația la ora actuală nu permite ca să avem manifestări ample, deci s-au limitat la un anumit dar număr. Dar și colegi de-ai dumneavoastră de la sindicate s-au făcut cursul. Iar încă o dată, cam repet, exact cum a zis și Cosmin mai înainte, ne pitim unul după altul. Ați văzut, aveam imagini de la ultimul meeting în care din cei 40 de buzoieni care am fost, mai mult de jumătate erau rezerviști. Și am spus totul. Unde sunt colegii noștri care sunt afectați? Pentru ce mă lupt eu când el, de fapt, nici măcar de multe ori acolo când mă duc eu la ei, nu vin să-mi spună problemele pe care le-am, trebuie să-mi spună alții că lor le e frică, să-mi spună mie. Dar să mai duc la șeful lui să-i spună că nu-i se respectă dreptul. Sau... Niciodată. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, cu toate că în această seară am prelungit subiectul zilei, pentru că subiectul a fost de așa natură. Domnul comisar șef, vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Mulțumesc că ați spus lucrurilor pe nume, exact cum stau lucrurile la momentul acesta, de când politicul a acaparat instituțiile. Domnul Biță, vă mulțumesc și un cuvânt de final. Pentru mine, să știți că cel puțin instituția poliției încă nu e politizată. Deci polițiștii, începând de la cel din stradă până la ultimul, își face treaba. Dar șeful. Din păcate, nu șeful. Nu. Din păcate, cei care o conduc acolo au politizat-o. Deci noi la Buzău a spune că e ok și noi n-am avut probleme nici pe timpul domnului Marin, nici pe acest timp. Dar, domnul repet, Marin a avut probleme pe timpul dumnealui pentru soluția, că a renunțat soluția la poliție nu pentru nu că a fost nu a nici răspuns la domnul Marin. Comenzilor soluția politice. Nu este nici la domnul Pantazi. Soluția este în Parlament, soluția este la guvern. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară. Mulțumim telespectatorilor care ne contactează, ne trimit mesaje, telefoane, seară de seară, ne aduc la cunoștință problemele din teritoriu. Mulțumim pentru acest lucru. Ne revedem mâine seară de la ora 17, tot aici, tot cu povești de viață, tot cu problemele dumneavoastră din teritoriu, tot cu ceea ce vă deranjează. În continuare aștept telefoane, mesaje, aduceți-ne la cunoștință tot ceea ce se întâmplă în teritoriu, doar așa, încet, putem schimba lucrurile. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, numai bine. La revedere!